În data de 2 iulie au avut loc alegeri interne în cadrul PNL Baia Mare, iar în urma procesului electoral, Călin Bota a fost reales în funcția de președinte al filialei. Pentru următorii 4 ani, deputatul Călin Bota spune că cea mai mare provocare o va reprezenta lupta pentru primăria Baia Mare. Ca organizația Baia Mare să rămână în continuare cea mai importantă organizație politică de la nivelul municipiului Baia Mare, iar până la finele anului 2024 să câștigăm toate alegerile pe care le vom avea la nivelul municipiului Baia Mare, astfel încât să închidem practic tot acest arc administrativ la nivel județean și să câștigăm primăria municipiului Baia Mare. Aceasta este cea mai mare provocare, câștigarea primăriei Baia Mare, obiectivul cel mai important dintre cele asumate și discutate cu colegii mei, și pentru care am convingerea că vom găsi resursele și soluțiile care să ne permită să transformăm acest obiectiv în ceva realizabil. Chiar dacă deputatul Călin Bota nu a candidat pentru prima dată la funcția de președinte al PNL Baia Mare și victoria a fost obținută cu o majoritate covârșitoare de voturi, nu au lipsit nici emoțiile. Mă simt onorat și obligat în același timp, pentru că sunt conștient că așteptările colegilor mei sunt foarte ridicate în acest moment, având în vedere rezultatele bune pe care le-a obținut organizația Baia Mare în ultimii 4 ani. Emoții am avut pentru că întotdeauna când te pregătești pentru un examen, indiferent de ce natură examenul respectiv, ai emoții. Sigur, rezultatul nu ar putea să justifice existența unor astfel de emoții, pentru că am avut un vot de susținere covârșitor din partea colegilor mei. În lupta pentru funcția de președinte al PNL Baia Mare s-au înscris 3 candidați, iar Călin Bota a obținut 182 de voturi, Simion Bizău a reușit să ia 15 și Mircea Cirț a primit 14 voturi. Alegerile pentru biroul de conducere al Partidului Național Liberal, organizația Baia Mare, au avut loc vineri, 2 iulie.